Vom asculta un singur verset din Apocalipsa, capitolul 3, versetul 11, pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 1208. Apocalipsa, capitolul 3, versetul 11. Eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, stimați oaspeții casei Domnului, prin binecuvântarea Domnului, în această seară suntem, conform programării, împreună în locul acesta. După un an de zile vă revăd din nou în casa Domnului și mulțumim Domnului pentru viață, pentru sănătate, pentru protecție și pentru puterea de a ne ține pe calea mântuirii. Amin. Amin. Mai loviți, mai zdrobiți, cu multe binecuvântări și biruințe, dar și cu înfrângeri, venim în prezența Domnului pentru că El ne dă putere, ne dă călăuzire, ne oploșește rănile prin cuvântul Lui și prin frați și totodată ne dăruiește tărie să mergem mai departe ca să ieșim mai mult ca biruitori. Dumnezeu să ne ajute! Amin. Vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumrăven Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă din Austria, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Am ales pasajul acesta biblic pentru toți cei prezenți aici să vă spun că viața pe pământ trece mai repede ca altă dată și din ce în ce mai mult constatăm lucrul acesta și e foarte important de știut și tineri, și adolescenți, și frați, și surori, și mai în vârstă, că într-o zi ne vom prezenta înaintea Domnului. El va veni să-și ia biserica sa sau ne va lua pe rând pe fiecare cum găsește el de cuvință. Și în momentul acela e foarte important, vis-a-vis de venirea Domnului Iisus Hristos, dacă noi avem în inventar lucrurile pe care le dorește El. El venea și spunea în pasajul acesta biblic, eu vin curând, păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Există anumite lucruri pe care Dumnezeu ni le dă și dorește să le avem până la capăt, ca să nu ne ia cineva cununa, ca să nu ne pierdem pieremiul alergării cerești. De foarte multe ori, foarte mulți credincioși primesc din partea Domnului anumite daruri, anumite lucrări, anumite valori, dar se plictisesc cu ele. Se plictisesc de cântarea lor, se plictisesc de îndemnul, de încurajarea pe care o dau, se plictisesc de foarte multe ori de slujba pe care o fac, tot aceeași slujbă monotonă, se plictisesc de stările acestea și doresc ceea ce are altul, ce are altul parcă e mai bun, cum o duce altul e mai bine, dorește ceea ce doar altul poate face. Pentru că, spune Scriptura, stăpânul când dă talanții, nu-i dă după ochi. Stăpânul nu-i dă după înălțime, ci dă după putere. Și singurul care poate verifica ce putere am eu să duc o anumită slujbă sau anumit dar sau o anumită lucrare este doar stăpânul. Eu nu-i pot comenta stăpânului, stăpâne, de ce nu-mi dai și mie 5 talanți cum i-ai dat la ăla mititelul, că parcă îl văd mai slăbuț ca mine. Stăpânul evaluează lucrurile acestea și el dă fiecăruia după cum vrea el și așează în trup mădularele după cum le vrea el, slăvit să fie Domnul. Ca atare, iubiții mei, în dorința noastră de a avea ce au alții, lăsăm deoparte lucrurile pe care le-am primit. Lăsăm deoparte lucrurile pe care ne-am obișnuit, chiar ne-am plictisit de ele. Le lăsăm deoparte în dorința de a predica ca cineva, în dorința de a avea profeție ca cineva, în dorința de a cânta ca nu știu cine, în dorința de a face niște lucrări pe care le fac alții. Și ne trezim la un moment dat, după un anumit timp, că nici lucrurile pe care le-am dorit nu le avem, și nici lucrurile pe care le-am avut, nu le mai avem. Și așteptăm pe Domnul să vină. Dar nu mai avem darul de la început, dar nu mai avem cântarea cu lacrimi, dar nu mai avem pasiunea în predicare, dar nu mai avem o grămadă de lucruri pe care Domnul ni le-a dat în dorința de a fi și noi cineva, că așa am dorit eu. De aceea spunea Domnul Iisus, păstrează ce ai. Uite-te la lucrurile pe care ți le-a dat Domnul, le mai ai pe inventar? Le ai acolo? Noi avem o cântare care se cântă câteodată, mă uit cu foarte mult ziel în adunările noastre, Doamne, tot ce am avut pe drum, eu am pierdut. Dacă vrei să mai dai ceva, eu sunt profesionist la pierdut. Le pierd toate. Tu dă numai. De foarte multe ori ne încadrăm în domeniul ăsta. Ne pierdem valorile și așteptăm ca nimeni să nu ia cununa, să avem exclusivitate la cununa noastră. Însă Domnul vine și spune, nu-i suficient să vii numai tu. Nu-i suficient să-mi prezezi mie o grămadă de chestii.
Amintiți-vă că într-o zi, când nu se mai poate pocăi nimeni, vor veni niște oameni înaintea Domnului și vor prezenta niște lucruri pe care Domnul nu le contestă. Și vor spune, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău, n-am scos noi draci în numele Tău, n-am făcut noi multe minuni în numele Tău și m-aș fi așteptat ca Domnul, da, la asta m-am chemat, asta e lucrarea care trebuia să o faceți voi. Le spune, plecați de la mine voi toți lucrătorii cui? Fără de lege. Păi, dar nu aveau ce trebuiește? Nu. N-aveau. Fugim după ele să facă Domnul minuni prin noi. Să se știe numele nostru că, băi, la punerea mâinilor sau la rugăciunea fratelui, sau a fost și el la ungere când s-a făcut vindecarea. Dar și asta e important, poți fi la câte ungeri vrei, dacă Domnul nu vindecă, poți să pui cu un de lemn de care vrei tu. Nu e important omul, e important Domnul care face vindecarea. Dar vrem neapărat să fim și noi prin zonă, numele nostru să fie acolo, să fie pomenit acolo. Frații mei, în seara aceasta aș vrea împreună cu voi să stăm în fața Scripturilor și să vedem câteva valori pe care Dumnezeu ni le va cere tuturor la sfârșit. Și e foarte bine să le avem la noi. Doamne ajută! Amin. Prima valoare pe care vreau să vă prezint este cea pe care autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 3, vine și o așează în două versete, respectiv versetul 6 și apoi versetul 14. În versetul 6 spune așa, dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Versetul 14, căci ne-am făcut părtașa lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Primul lucru pe care trebuie să-l păstrăm până la sfârșit este încrederea nezguduită. Aș vrea să vă spun, iubiții mei, căci încrederea în Biblie este credința în acțiune. De aceea, în definiția credinței, pe care dumneavoastră o știți, eu numai vă recitesc din Evrei, capitolul 11, versetul 1, Scriptura spune, și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Încrederea este credința în acțiune. Un om care are credință în ceva se încrede în acel ceva. De aceea e important pentru noi să ne proclamăm credința, să ne verificăm credința. Este o diferență între ceea ce numesc oamenii a crede și încredere. Este o diferență. Exemplul pe care îl folosesc eu și l-am mai folosit este al lui Charles Blondin, care a trecut peste cascada Niagara și a anunțat lucrul ăsta la un moment dat. A fost unul dintre cei mai buni echilibriști ai lumii. Și la un moment dat a anunțat că va trece pe un cablu destul de glos peste hăul acela al cascadei Niagara din Canada. Și la momentul respectiv s-au adunat o grămadă de oameni la timpul acela să-l vadă. O trecut de pe o parte pe cealaltă și apoi printr-o portavoce frumoasă, puternică, o întrebat într-un mod frumos dacă ceilalți cred că pot trece și înapoi. Ăștia au spus, sigur, ai trecut încolo, treci înapoi. O ceruse să-i aducă o roabă, i-o desumfla puțin roata la roabă, să muleze pe cablu, și a întrebat, credeți voi că pot trece eu cu roaba asta până partea aia, ținând echilibru? Și ăștia au spus, să vedem. Și-o trecut. Când a ajuns partea aia, i-a întrebat, credeți că pot trece și înapoi? Da, ești cel mai tare. Nu ești ca ceilalți care abia au trecut ei. Ai trecut și cu roaba, sigur vii înapoi. Au venit și înapoi. Eu sus i-aduc un sac de 70 de kilograme. Puneți-l în roabă. Credeți voi că pot trece eu roaba și cu sacul în roabă pe partea cealaltă? Să vedem. Și-o trecut. Când au ajuns partea cealaltă, au întrebat, credeți că pot trece înapoi? Da, ești cel mai tare. N-am mai văzut așa ceva. Ești cel mai bun, ești cel mai grozav. Ești un om deosebit. Când au ajuns în fața mulțimii, au întrebat, credeți voi că în loc la sacul ăsta de 70 de kilograme, pot lua un om de 70-80 de kilograme, să-l pun aici și să-l trec în partea cealaltă? Credem, e cel mai tare. Și cine dintre voi crede? Toată lumea mâna sus, toți așa cu mâinile sus. Și atunci echilibristul a spus un singur lucru. Am să aleg o singură mână la întâmplare. Ăla pe care îl aleg eu, să pune în roabă și îl trec dintr-o parte în altă. Dintr-o dată toată mâinile s-au lăsat jos. Toți oamenii aceia credeau, dar nu se încredeau. N-am altă explicație mai corectă să vă spun care e diferența. Decât asta. O grămadă de oameni cred în Domnul Iisus, cred în Dumnezeu atotputernicul. Dar, iubiții mei, nu ajută la nimic să spui că crezi dacă nu te încrezi. Și credința este o
încredere neclintită. De aceea spune autorul epistolei către evrei că trebuie să păstrezi credința aceasta până la capăt, până la sfârșit, încrederea nezguduită. Cum se poate păstra credința? Cum se poate? Fiecare dintre noi avem doza aceea de credință cu majoritate, cu încredere, care încercăm să o mărim. Cum spuneau și apostolii, Doamne, mărește-ne credința. Și au spus subiectul ăsta la un moment foarte interesant, dacă o să știți contextul biblic, e când le-au vorbit despre iertare. Și când le-au vorbit de iertare, apostolul a spus, Doamne, mărește-ne credința. Pentru că, într-adevăr, îți trebuie credință să poți ierta de 490 de ori pe zi. Da, îți trebuie o încredere neclintită în Dumnezeu, în primul rând, ca să poți face lucrul acesta. Însă revenim la lucrul acesta. Cum se poate păstra să ai credința? Spune Sfânta Scriptură în 1 Timotei, capitolul 1, cu versetul 18, începând, unul dintre modurile care îți arată cum să păstrezi credința. Porunca pe care ți-o dau, fiule Timotei, după prorociile făcute mai înainte despre tine, este ca prin ele să te lupți lupta cea bună, și atenție, și să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Frații mei, oamenii ăștia nu s-au lepădat public, oamenii ăștia n-au făcut un păcat grosolan, ci oamenii aceștia au pierdut doar cugetul curat. Și din punct de vedere biblic, au căzut din credință. De aceea e important, primul aspect, cum poți să păstrezi încredere neclintită, este să-ți păstrezi totdeauna un cuget curat, Doamne ajută, adică o conștiință curată. Noi avem o conștiință în interiorul nostru, pe care o pune Dumnezeu. Chiar și oamenii care nu cunosc Biblia au o anumită conștiință. Binele și răul, chiar și la popoarele needucate, chiar și la oamenii needucați, în funcție de conștiința lui, conștiința, sau cum spune Pavel, firea, îi învață ce e bine și ce e rău. Conștiința aceasta este educată în primul rând de părinții noștri. Părinții noștri ne spun ce e corect și ce nu e corect, ce e cinstit și ce nu e cinstit. După care dascălii noștri vin și ne învață un alt set pentru ca conștiința noastră să fie educată. Când ne întoarcem la Domnul și când îl primim pe Domnul Iisus, Dumnezeu ne dă unul dintre cei mai buni profesori care pot exista în universul ăsta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul, care produce lumină în cugetul nostru, care ne învață ce-i bine și ce-i rău. Și de aceea Sfânta Scriptură ne spune credincioșilor să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt, să ținem cont de călăuzirea și de însoțirea pe care El ne-o dăruiește. Pentru că Duhul Sfânt are acces la cugetul nostru. De aceea Pavel spunea la un moment dat în Romani, capitolul 9, versetul 1, cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor. Când Duhul Sfânt îți luminează cugetul, în momentul respectiv cugetul tău poate fi curat. Dacă Duhul Sfânt nu-ți luminează cugetul tău, la un moment dat ai voie o grămadă de lucruri. Ai voie o grămadă de lucruri. Uitați-vă dumneavoastră, aveți lumină în sală, e noapte afară, și o lumină destul de bună. Mai poate fi îmbunătățită ca o idee pentru conducere, dar e bună. E bună așa lumina. La lumina asta putem vedea cablurile pe jos, dacă cineva scapă pe un servețel ceva, dacă cumva s-a uitat ceva pe traseu, îl vedem la lumina asta. Să presupunem că cade lumina asta. Și dintr-o dată e întuneric. Când e întuneric, n-ai ce acuza pe nimeni nimic. N-ai ce spune, băi, ia cablul ăla de pe centru. Dar păi, tu de unde vezi? Că nimeni nu vede. În întuneric nu se vede. Vezi în infraroșu, ce vezi? Doar n-ai cum să vezi. Nu poți să-i spui cuiva, măi, omule, ai o pată pe obraz. De ce? E întuneric. De aceea la oameni le place întunericul. Când la întuneric, n-ai cum să-l acuzi pe cineva sau să te acuze. Pentru că totul e întuneric. Marea problemă se schimbă când vii la lumină. La lumină încep să se vadă pietele, defectele, stările care sunt. Și să presupunem că s-a făcut întuneric aici. Cum facem? Ca să vedem totuși ceva. Sunt frați care la un moment dat vezi că au pe telefon, scot lanterna la telefon. Luminiți așa, mai vezi așa în ceață, în umbră. Nu prea vezi lucrurile clare cu luminița de la telefon, cu lumina de la telefon, indiferent cât e performant telefonul. Și tot ne chinuim așa cu luminile la telefon să vedem ceva aici. Vedem câte ceva, dar nu clar.
Se duce cineva la mașină și aduce o lanternă de aia cu baterii, vreo 4 baterii, de aia ne bagă pe toți în ceață. De ce? Pentru că e mai puternică aia, luminează unii, arată el și așa mai departe. Și pe când ne străduim cu telefoanele și cu lanterna, din nou vine tensiunea și vedem lucrurile clar. Există astăzi întrebări la tineri, la adolescenți, la frați și la surori. Frate, dar cum e voie în biserica aia să fii voi de lucrurile astea și la noi nu-i voie? Cum de ei au voie și noi n-avem? Dar n-au aceeași scriptură, n-au aceleași lucruri, nu trăiesc în aceleași vremi, frații mei, în funcție de cât te luminează Duhul Sfânt. În funcție de cât te luminează Duhul Sfânt. Că dacă Duhul Sfânt te luminează cât o lumânare sau cât lanterna la telefon, ai să ai voie o grămadă de lucruri. Că e întuneric în zona cealaltă. O să ai voie și aia, și aia, dar ce nu merge? Nu merge și cu aia? Dar unde scrie în Biblie de droguri? Dar unde scrie în Biblie de fumat? Dar unde scrie în Biblie de câte lucruri n-avem noi la ora actuală și care îi robesc pe oameni? Dar unde scrie în Biblie de lucrurile astea? Nu scrie nicăieri, dar de ce credeți că Dumnezeu și Domnul Iisus s-a înălțat la Tatăl să ne trimită Duhul Sfânt, să ne călăuzească pe fiecare în parte, frații mei? Nu la nivel de biserică, să vin eu, fraților, mâine trebuie, ne-a spus Duhul Sfânt, să venim, băi, dar stai, ai și tu Duhul Sfânt, am și eu Duhul Sfânt. De-aia trebuie să umblăm după Duhul Sfânt, pentru că El ne călăuzește și ne luminează. Și lucrul la care Duhul Sfânt nu-mi dă voie, mie s-ar putea să-ți dea voie ție, dar mie nu-mi dă voie, din anumite lucruri. Pentru că știi pe ce linii vin, știi la ce sunt sensibil și nu-mi dă voie lucrurile respective. Dar tu nu trebuie să comentezi asta. Ori, câtă vreme Duhul Sfânt te luminează și îți luminează cugetul la nivelul unui chibrit sau unei lumânări, sau unei... o să ai multe lucruri, boie. Când Duhul Sfânt te luminează într-o măsură mai mare deja, îți spune, măi, dar pocăința străiește așa, așa. Și când Duhul Sfânt îți luminează complet cugetul, te ferești de orice îi dovedit rău. Nu. Ți se pare rău și te ferești. Noi îi spune, băi, dar ce slab ești. Ce slab ești. Frate, mie mi se pare că e rău lucrul ăsta. La cugetul meu, mi se pare că e rău. Prietenia asta mi se pare rea. Să merg în locul ăla, mi se pare rău. Mi se pare rău. Și noi îi spunem, du-te, băi, că ești slab, băi. Dar tu nu poți, e bere nealcoolică, băi. E așa, dar tu chiar nu poți, dar nu-i păcat ăsta chiar. E intră acolo, dar nu-i. Frații mei, respectați oamenii cărora li se par. Pentru că Duhul Sfânt, e mai ușor să faci partea cealaltă. E mai ușor să o iei așa cum vine. Respectați oamenii care trăiesc sub teama asta și sub frica asta. Trăiesc o vreme în care văd de foarte multe ori oameni care vor să uniformizeze anumite lucruri și să le facă la nivelul lor. Dar e important pentru mine în fiecare seară, nu părerea ta despre mine, ci ce zice Duhul Sfânt din interiorul meu. Asta e important pentru mine în fiecare seară. Am întâlnit situații când am participat la anumite întruniri și când cineva mai bădăran, așa i-a zis cuiva ceva, și eu le-am și eu cu zisul, i-am zis câteva la omul ăla, i-am zis câteva așa, ca să stea liniștit, să nu jicnească pe fratele lui. Când m-am dus acasă, frate, m-a felicitat că în sfârșit i-a zis cineva ceva lui ăsta. Însă, când m-am dus acasă, Duhul Sfânt n-a zis la fel. Mi-a zis, n-ai făcut bine, tu porți cuvântul meu, omul ăla e mai în vârstă ca tine. El e adevărat că nu a avut înțelepciune la ce-a făcut. Dar câtă înțelepciune ai avut tu că ai făcut același lucru? Bine, te aplaudă 2-3, dar uite că eu acum îți cer să rezolv problema cu omul ăsta. Acum vreau să vă întreb, puteți să vă adunați toți să mă aplaudați dacă cugetul meu îmi spune că am o problemă? Nu pot să-mi dau decorații și felicitări singur. Pentru că cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi spune că n-am procedat bine. Bun, să presupunem că toți mă credeți fanatic, taliban spiritual și sfântoc, așa. Că ăsta nu se unește cu ăla, că ăsta nu vrea să facă aia, că nu acceptă stilul ăsta de viață, că nu va accept învățători. Puțin să mă interesează pe mine asta. Dacă în fiecare seară Duhul Sfânt îmi spune, ține adevărul meu, pentru că la urmă vei da socoteală și am cununa-i pregătită pentru tine. Restul pot să accepta și prigoană, frații mei, fără nicio problemă. Dar e important să stau în fața cugetului meu. V-a șocat tare mult, întâlnesc de foarte multe ori frați, surori, slujitori chiar, care îmi cer sfatul și spun, frate, dumneata, ești de atâta timp. Uite, eu am o situație dificilă, mi se cere ca să pot lucra, să trec peste încredințarea mea. Și eu am spus, stai în fața cugetului tău, fratele meu. În fața cugetului tău stai.
Întreabă-i pe toți ceilalți, dorm noaptea? Ei dorm, poate, probabil liniștiți. Spune, vreau și eu să dorm noaptea. Vreau să dorm liniștit. Stau în fața cugetului meu. Nu pot accepta anumite lucruri. De aceea tare mult, vă rog, frații mei, lăsați-L pe Duhul Sfânt să vă lumineze. Lăsați-L. Nu vă luați după alții. Duhul Sfânt ți s-a dat ție personal. Duhul Sfânt te călăuzește pe tine personal. Întreabă-L și te va învăța. Că ăsta este profesorul. Noi avem slujbe când avem duminica, marța, joia sau când mai avem. Dar Duhul Sfânt este cu noi în continuu. El locuiește în noi. Comuniți cu El. Te lași lumina de El, călăuzi de El. Duhul Sfânt niciodată nu te va abuza. Foarte mulți cred că Duhul Sfânt posedă. Nu posedă. Duhurile rele posedă și ele într-o măsură. Doresc să intre mai mult. Dar nu pot poseda 100% nici duhurile rele. Pentru că dacă te-ar poseda 100%, ți-ar lua libertatea sau responsabilitatea, mai bine zis. Cu alte cuvinte, tu n-ai de ce să fii judecat de lucruri pe care le-au făcut duhurile rele. Dar duhurile rele nu-ți pot lua, pot produce rău prin tine, dar să lasă dreptul de decizie, dreptul tău. De-aia găsiți în Biblie un om care avea 6.000 de demoni arhivați, condensați, îngrămădiți în el și în loc să-l ducă aia 6.000 de demoni în cealaltă parte a localității, să nu se întâlnească cu Iisus, că duhurile știau că Iisus vine în zonă. De-aia au fost și furtuna aceea pe mare. Duhurile știau cine vine în zonă. Nu l-au putut lua pe ăsta să-l ducă în altă parte, ci cu 6.000 de demoni în el, omul vine în fața lui Iisus și se închină. Arăta cum arăta. Dezbrăcat, probabil o speria și pe ucenici, dar a avut libertatea să vină acolo. De foarte multe ori aș vrea să vă spun că ne-am rugat pentru tineri. Mulți dintre tinerii bisericii, de multe ori văd iarba mai verde în afară. Îi spune tata să pocăiască, îi spune mama, trăiește în sfințenie, în curăție, îți stă bine în adunare, sunt băieți cu minți, fete cu minți, rămâi aici. Nu, el are prieteni să se ducă în afară. Mulți dintre ei ajung la porci. Doresc roșcovele măcar roșcovele alea. Vor să-și vină în fire ca să poată, câteodată intră și în ei, că foarte mulți, după cum o să vedeți la momentul actual, nu mai este lucrurile pe care erau când eram eu tânăr. Acum, dacă nu-i ceva ocult, satanist, șocant, muzică, tot ce este, să aibă sorginte de la dracu, pe direct, așa, să vă spun. Dacă nu-i satisface. De-aia atâta droguri, de-aia atâtea sintetice, de-aia atâtea lucruri. Pentru că diavolul caută portiți de intrare. Și când intră acolo diavolul, îl face cu plete, cu barbă nespălată, îl face cum îl face. Bineînțeles că noi îl așteptăm la adunare. Că aici vine Iisus, slăvit să fie Domnul. Dar îl așteptăm tuns? Dar îl așteptăm spălat? Dar îl așteptăm pentru că e fratele altuia? E copilul altuia? Și acum mi-aduc aminte, într-o comunitate, un copil a unui slujitor de acolo și el tot așa i-a plăcut mai în afară și a plecat. S-a dus cu prieteni, că repede îți găsești prieteni la de-asta. Prieteni și așa mai departe și la un moment dat s-a făcut evanghelizare și taic-ul gândindu-se că Iisus e prezent la evanghelizare și Duhul Sfânt e acolo. Hai măi băiete, vină și tu la adunare. Băietul s-a dat cu niște gel așa pe cap să arăte și el mai bine că așa și-a venit. Când l-a văzut ușierii că vine cu gel pe cap, atâta avea, nu altceva. Gel l-a dus la baie, l-a spalat frumos pe cap, așa? Și l-a dus, acum intră în adunare. Sau nu a mai intrat în adunare. Plecat de acolo și s-a dus. Bun, dar ce era dacă îl lăsai să intre așa, măi? Toți știau de unde vine. Nu era păstorul dat cu gel. Era un băiat, un cuiva, care a fost în lume și a venit aici. Nu că el nu-l doare capul. Dacă era copilul lui, cred că îl durea. Dacă era copilul lui, îl durea. De foarte multe ori, frații mei, nu ne dăm seama de aspectul ăsta. Însă am început de la subiectul ăsta. Dacă anumiți oameni intră sub influență sau sub posesie, noi nu-i putem scăpa. Doar Iisus Hristos îi poate elibera. Și singurul loc în care știm sigur că vine Iisus și rămâne este în casa Domnului, slăvit să fie Domnul. Noi cântăm fals, apreciez cântările la cor. Sigur au ieșit la repetiții mai bine ca în adunare. Așa e peste tot. Dar și fals să cântați, Iisus nu pleacă din adunare.
predicatorul începe să predice, să bâlbâie, face cacofonii, pneonasme. Iisus rămâne în adunare. De ce? Pentru că El vindecă, salvează și eliberează, lăudați-i fie numele. De aceea adunarea nu e un loc în primul rând în care auzi o cântare cântată grozav. Spune-mi slăviți și fie Domnul și la asta. Nu e o predică în primul rând. În primul rând e o întâlnire cu Iisus. Și dacă gândești așa, fiecare slujbă, ți-ai atins ținta și scopul. De aceea e important copiii noștri, noi, să ne expunem prezența lui Iisus. Că prin cuvântul Evangheliei, El îi liberează. Însă, frații mei, Duhul Sfânt nu posedă. Revin la ideea mea. Duhul Sfânt doar te călăuzește. Există oameni care comentează și spun cam în felul următor. Băi, eu fost stăruința asta la Kappenberg. Am înțeles niște fete, niște băieți, au primit Duhul Sfânt. M-am întâlnit cu ei pe stradă acum. Nu prea arată ei așa. Cum vorbesc ei așa ca înainte, ba chiar mai rău. Frații mei, Duhul Sfânt când vine în tine, nu-ți schimbă El vestimentația, dar te călăuzești să o schimbi. Nu-ți schimbă El vorbirea, dar te călăuzești să o schimbi. Slăvit să fie Domnul! De aceea Duhul Sfânt vine în viața omului asistându-l. Și cu cât relația ta e mai apropiată de Duhul Sfânt, cu atât Duhul Sfânt îți face lumină în toate cotloanele vieții tale. Și cugetul tău, luminat de Duhul Sfânt, este un cuget curat, la care te păstrezi curat. Te ferești de orice se pare rău. Când auzi pe cineva că vorbește pe altcineva de rău, te ferești de omul ăla. Păi ăsta vorbește și de ăla de rău și de celălalt de rău. Păi mâine, mă vorbește și de mine, dar nu-i pun lucrul ăsta. Și Duhul Sfânt vine și spune, să știi că așa e. Păsește-te, depărtează-te, delimitează-te. Vorbești cu El doar problemele de afaceri. Vorbești cu El doar ce se poate vorbi. Iar când El o ia pe arătură, cum mai obișnuiește El, delimitează, spune asupra acestor lucruri, mai grăim altă dată, frate. Pentru că Duhul Sfânt învață lucrurile acestea. E adevărat că la un moment dat nu vei mai fi așa prieten cu El. Dar asta e un semn de întrebare pentru El, nu pentru tine. Tu trebuie să cauți să slujești pe Domnul și să umbli cu cei ce caută pe Domnul dintr-o inimă curată, din nou curată. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. V-am vorbit de primul aspect, foarte mulți credincioși se gândesc că a cădea din credință înseamnă să faci ca Petru să te lepezi. Frații mei, e mult mai subtil. Pierzi cugetul curat, care nu mai are sensibilitate. La un moment dat îți permiți în biserică să vorbești ce nu trebuiește, glume proaste care sunt cu tentă, cu dispreț. Îți permiți la un moment dat să vorbești de frații pe care îi așează Domnul, de vasele Domnului, într-un mod miștocar, într-un mod la apertu, numai așa că îți convine ție, ca să-l cobori pe el, astuși tu pe el. Și lucrurile acestea, frații mei, lucrurile acestea, spune Biblia, cine și-a pierdut cugetul curat a căzut din credință. Du și spune asta. El spune, sigură sunt credință. Marea problemă când vii la urmă, Dumnezeu se uită și spune, ai căzut. Da, Doamne, dar n-am făcut niciun păcat, am fost credincios soției mele, am fost credincios în biserică. Da, dar cugetul tău nu este curat. Nu te-ai lăsat luminat de Duhul Sfânt. Să ne ajute Domnul, frații mei. Trebuie să fim atenți, sensibili în domeniul acesta. A doilea aspect care ne ajută pe fiecare dintre noi să ne menținem credința este rugăciunea. Spune Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos se prezintă în fața ucenicilor săi și spune în felul următor, Petru, Satana v-a cerut să vă cearnă ca greul, dar, și dacă evanghelistul lăsa puncte, mă gândeam că Domnul va face o minune ca Petru să rămână în credință, să nu-și piardă credința. Putea să facă Domnul minuni, putea să facă învieri din morți, putea să coboare foc din cer, putea să facă orice lucrare că era Fiul lui Dumnezeu. Dacă Domnul Iisus Hristos apela ca să-L țină pe Petru în credință, ca să țină copiii noștri în credință, ca să țină pe frații noștri care nu mai vin pe la adunare, să nu-și piardă credința, atenție, nu să nu se facă de râs, nu să nu se lepede, să nu-și piardă credința, nu să nu dea faliment, nu să ajungă în vale, nu, să nu-și piardă credința. Pentru asta Domnul Iisus Hristos a folosit ceva la îndemâna noastră. Dar eu m-am rugat să nu se piardă credința ta. Amin. Putem face și noi? Noi spunem, dacă ar fi înviert din morți, probabil, nu. Nu minunile îi țin pe oameni în credință. Nu minunile și semnele îi conving pe oameni.
Dacă minunile și semnele i-ar ține pe oameni în credință, nu aveam reproșuri în Biblie. Vai de tine, Capernaum, vai de tine, Betsaida. Căci dacă s-ar fi făcut în Tir și Sidon minunile și semnele care s-au făcut în tine, de mult s-ar fi pocăit în sac și... Dar cum minunile n-au adus rezultatul care știm noi că ar trebui să fie sigur? Nu! Nu, cu minuni, cu vindecări lângă tine, sunt oameni care nu se pocăiesc. Oameni care i-am văzut, Doamne, dacă mă scap din spital, din boala asta cruntă, eu mă pocăiesc. El e bolnav, el simte simptomele, el vede analizele, el constată că e bolnav și spune, n-am nicio șansă decât Dumnezeu, îți promit că mă pocăiesc. Iese din spital și nu se pocăiește. Cum minunea aia nu l-a călăuzit? Că e o minune, s-au mirat toți de el. Nu l-a călăuzit la pocăință? Nu. Pentru că, iubiții mei, credința nu vine în urma minunilor neapărat, ci credința vine în urma auzirii cuvântului Dumnezeu. Și din nou, e ceva la îndemâna noastră. De aceea e important pentru noi să ne rugăm unii pentru alții. Auzim de frați care nu mai vin la adunare. Te duci și mergi câte un frate să discute, n-are cu cine vorbi. N-ai vorbitor la el, n-ai unde intra. Da să sunească biserica și să spună, frații mei, ăsta e de-a nostru. Ăsta s-a încheiat legământ cu Domnul. Nu știm ce s-a întâmplat cu el, nu știm ce dezamăgire au avut, nu știm ce problemă au avut. Fraților, Dumnezeu este Cel ce îl poate ajuta să nu-și piardă credința. Asta nu înseamnă că nu se va îmbolnăvi, asta nu înseamnă că nu va falimenta, asta nu înseamnă că nu va trece printr-o încercare, asta e problema lui Dumnezeu. Dar să nu-și piardă credința, să-L vedem din nou în mijlocul casei Domnului, răscumpărat de Domnul. Hai să ne rugăm! Câte rugăciuni facem pentru așa ceva? Pentru că, atenție, Domnul a subliniat, dar eu m-am rugat să nu se piardă credința ta. Și Petru s-a lepădat, și Petru s-a blestemat, și Petru s-a făcut de râs, și Petru era rușine, dar credința nu s-a pierdut. Iubiții mei, știți cât e de important lucrul acesta? Poți să pierzi toate, dar dacă încă ai credința, ai tot ce trebuiește. De aceea e important să ne rugăm unii pentru alții. De aceea e important dacă ai rude în familia ta, dacă ai copii și nu te mai ascultă, caută pe cineva să se roage împreună cu tine. Caută! Stai acolo aproape și lucrează împreună cu Domnul la lucrul acesta. Sunt condiții pe care ni le cere Domnul. Unora dintre părinți le cere să nu-și mai toace la cap atâta copiii. Să nu-i spune, băi, tu mă faci de râs, tu nu vii, dar nu. Dacă vrei să te rogi, nu mai, gata, închide. Întreabă-l cum se simte, dă-i mâncare, tratează-l cu respect. Dacă ai soțul sau soția, la fel, câteodată Domnul mai spune, gura mai mică, nu mai acuza, nu mai bate apropor, nu mai fă de lucruri de genul ăsta. Pentru că asta e colaborarea cu Domnul. Subliniez câteodată când Domnul îmi pune pe inimă despre învierea lui Lazar. Acolo există principiul ăla teologic care spune că noi fără Dumnezeu nu putem face învieri și nici minuni. Dar Dumnezeu poate face, dar fără noi nu le face. Deci poate face, dar fără noi nu le face. Și pentru că Lazar era mort de 4 zile, Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, nu alege să facă el o minune singur, să le arate cum să dea piatra la o parte doar prin cuvânt. Și spune în felul următor, dați piatra la o parte, ceea ce presupune efort, ceea ce presupune unitate. Nu puteai să dai dita mai petroiu tu singur la o parte. Ai fi fost tu voinic, ai fi fost tu la sală, dar nu poți să dai petroiu. Trebuie să te rogi de altul. Să spui, băi, hai, ajută-mă să dau. Ăla spune, nu știu dacă am chef acum. Să-l convingi, să-l convingi că Lazăra tău e dincolo, că copilul tău e dincolo, că soțul tău e dincolo, să-l convingi. Și piatra la o parte e treaba mea. Treaba mea, a rudei, a prietenului. Eu trebuie să conving biserica. Hai, frații mei, ajutați-mă într-o zi de post, când postiți, puneți numele soțului meu, a copilului meu. Puneți, că începem să dăm, asta înseamnă transpirație, efort. După ce am dat noi piatra la o parte, începe să lucreze Iisus. Câtă vreme piatra stă acolo și noi stăm și punem flori și punem crucifixe și punem acolo, e așa, dar într-o zi îl învii, Domnul. Păi, dar ți-o zis, Domnul, să mai tai din gură. Ți-o zis, Domnul, să te pocăiești. Ți-o zis, Domnul, să te smerești, măi. Ți-o zis, Domnul, să vii în adunare, măi. Ți-o zis, Domnul, nu? Nu, eu pun flori și îmi văd de treabă. Când a vrea Domnul, l-am via la adus și că doar Domnul iubește ca și pe mine. Dar Domnul ți-a cerut colaborare, dă piatra la o parte. Fă ceea ce ți-a cerut El. Câte lucrări din astea stau, văd frați care cred în lucrările Domnului și Domnul vine și spune, știu problema din casa ta, voi lucra, voi aduce, dar tu, și există o parte care trebuie să o faci tu.
Știți că plecăm și după ce am ieșit de pe ușa adunării sau de pe ușa prorocului, Domnul a zis că l-a dus la mântuire, slăpit să fie Domnul. Eu abia aștept să văd cum face Domnul lucrarea. E o lucrare extraordinară. Băi, dar și ți-o ceruții, Domnul? Nu știu. Dar el va aduce la mântuire, neapărat. Și stă bolovanul pe mormânt acolo. Ori, uitați-vă în cazul lui Lazar, este dat bolovanul la o parte, piatra este dată la o parte, după care Domnul face lucrarea pe care numai el poate să o facă. Lazare, vino afară. Și Lazar iese afară, viu, dar legat. Viu, dar legat. Și asta e interesant. M-aș fi așteptat ca Domnul să spună, fiindcă tot eu l-am înviat, e viu. Tot eu, îi desfășor legăturile. Eu îi tai legăturile. Nu, nu. Le spune lor, dezlegați-l. Deci după ce dai piatra la o parte, mai ai și sarcina să-l dezlegi. Că sunt o grămadă de oameni care zvii, dar legați. Încă legați. Cum adică legat? Da, legat. Legat de legăturile care aveau un mormânt. El vine la pocăință, dar încă e legat. Ei, nu, noi vrem numai dezlegați. Măi, dar asta e treaba voastră, băi. Să-i dezlegați. Știți că nu ne convine? Noi îi vrem numai dezlegați. Îi vrem numai oameni care sunt liberi, care aleargă spre mântuire, care ajută în lucrare, dar câte vreme e legat, el vrea să facă, dar e legat de anumite lucruri. Durează o bucată de timp și ca să dezlegi pe timpul ăla era treabă. Era treabă. De obicei, evreii, când îmbălsămau pe cineva, luau, foloseau fâșii de pânză. Nu foloseau ceașap așa. Rare ori, când era pus în grabă, era pus așa. Dar foloseau fâșii și luau și cu fâșii punea piciorul stâng, piciorul drept, pe mâna dreaptă, pe mâna stângă, burta, toracele, până la cap. Doar pe capul lăsa să pună un ștergar pe el, atât. Înfășura aia de acolo. Ei, ca să desfășori așa ceva, e treabă. De aceea există textul ăla Bibliei care mulți teologi îl pun în domeniul credinței. Spune că unul dintre apostoli a intrat în mormânt, a văzut fâșiile și a crezut. Păi ce-ai crezut? Ce-ai văzut tu de-ai crezut? Păi odată ce fâșiile astea spuse pe fiecare așa, ca să poți ieși din fâșiile alea, trebuie ca cineva să le desfășoare. Iisus înviasă și ieșise din fâșii fără să desfășoare. Și omul ăla a văzut fâșiile nedesfășurate și a crezut că nu poți să ieși fără să le desfășoare. De-aia a crezut el. La asta se referea acolo. Ei, imaginează-ți că ăsta vine dintr-o dată legat, deși a fost el înainte, e legat încă de mirosul de alcool, încă de cutare, încă de cutare, e viu, dar legat. Nu, domnule, nu, îl punem înapoi în urmă. Până nu-și dizleagă sânguri, n-are nicio șansă cu noi. Frații mei, oare gândim cu gând de părinte spiritual? Să începem să-i dezlegăm? Să începem să-i ajutăm? Pentru că omul ăla va sta cu noi la masă. Omul ăla poate va alerga mai mult ca noi, ne va ajuta pe noi. Dar nu-l putem ajuta și nu ne poate ajuta cu nimic dacă îl ținem tot legat așa și nu ne facem lucrarea. De aceea prezența la casa Domnului ajută la dezlegare. Doamne ajută, frații mei! Frații mei, e foarte important pentru noi și v-am spus lucrul acesta. M-am depărtat puțin de subiectul meu pentru, în mod special, pentru gândurile acestea pe care vi le-am spus. Pentru că în sânul comunității dumneavoastră aveți nevoie de starea asta. Aveți nevoie să fiți niște părinți spirituali care să gândiți în modul acesta. Aveți oameni care sunt gata să dea piatra la o parte. Înviază Domnul și aduce anumite persoane. De foarte multe ori mă uit și rămân consternat. Oameni de 20 de ani de pocăință văd pe cineva care s-a pocăit acum o lună și cer niște pretenții pe care nu le împlinește nici el. Deci cer niște răbdare, îi cere la omul ăla pe care el nu are la comitet sau la sfat rățesc. Dar îi cere lui ăla de o lună de zile care îi sărea mâna ca la arc, așa, să stătea numai prin discoteții, îi cere, băi, tu trebuie să fii băiat calm, liniștit, eu nu sunt că după 30 de ani de pocăință, dar tu care ai venit acum trebuie să fii mai calm ca mine. Frații mei, de unde avem noi asemenea pretenții? Nu cumva că nu gândim ca părinți? Părintele spiritual gândește în modul acesta și începe să dezlege. Și tot dezleagă, și tot dezleagă, și-l vezi că în timp ce dezleagă, ăla spune, dar parcă mi-e bine așa, și tot dezleagă, și tot dezleagă. Mă uit de foarte multe ori la oamenii în ăsta la care nu le dăm valoare, ajung legați în mijloc. I-aduce Dumnezeu la pocăință, ne și mirăm, deși l-ai adus, Doamne, că e legat.
E legat, are anumite scăpări, are anumite idei, anumite iuțimi, anumite nervozități, anumite lucruri așa și nu prea place mie să văd. Nici nu văd în el mare valoare. Nu văd. Și așa se face. Că oamenii la care bisericii locale nu le-au dat nicio valoare, au ajuns dezlegați niște valori, dar în altă parte. Ați observat lucrul ăsta? Oameni care au crescut în bisericile lor, i-au privit tot legat, așa, băi, ăsta e legat, ăsta e cu tare. Domnule, și dintr-o dată, când s-a dezlegat cineva, a avut timp cineva de el să îl dezlege, a ajuns, domnule, un predicator, că nu-i stă nimeni înainte, are un mesaj. Păi, dar nu a crescut ăla acolo? Da, dar era legat la noi și nimeni nu s-a ocupat cu dezlegare. Ei, o găsit pe cineva, l-a dezlegat, are niște daruri, are niște cântări, are o slujbă, crămâi uimit. De ce? Toate astea erau valabile și când erau legat. Dar nimeni nu și-a făcut timp să dezlege. Nimeni. Nici nu a considerat că va face el ceva. Păi odată ce l-ai dezlegat, el poate alerga, poate munci, poate ajuta, poate face o grămadă de lucrări, dar legat și să vrea, nu poate. Că de multe ori plâng, păi aș vrea să fiu ca tine, aș vrea mai mult, aș vrea, dar nu pot. E viu, dar e legat. Când pricepe biserica lucrul ăsta, se uită altfel în jur, tratează altfel în jur și încetul cu încetul generațiile mai în vârstă încep a dezlega pe ceilalți, veghează și spun, uite frate, aici cred că ar trebui așa, dă-mi voie, uite, să așa, și încetul cu încetul dezlegi. Și ajungi la un moment dat un om folosit de Domnul, în care Dumnezeu te folosește la potențialul maxim. Pentru că este o școală a lui Dumnezeu, școala aceea acum e biserica. V-am spus altă dată de Moise că la vârsta de 40 de ani, el știa toată înțelepciunea egiptenilor, spune diaconul Ștefan în predica sa. Și la 40 de ani, cu doxa de școală, știa cum să fac piramidele, știa matematică, știa cum să conduc o armată, știa să se lupte, știa totul, că la vremea aceea, dacă erai din casa lui Faraon, trebuia să fii pregătit oricând pentru tron. Dacă apărea un cataclism, o situație, tu erai din casa regală. Imediat trebuia să intri. Ca atare erau toți învățați din casa regală ce trebuie să facă. La 40 de ani, cu toată știința asta, cu deșteptăciunea asta, iese. Vede pe un egiptean bătându-l pe un evreu. Nu ia mult timp. Știa niște biscări, așa? L-a terminat pe el. Nu că l-a lojit, l-a omorât. L-a omorât, l-a băgat sub nisip, o rezolva problema cu el. A doua zi iese iar. Omul să rezolve treburile, să împartă dreptatea socială. Vede doi evrei că se certau și spune ăla care l-a ofensat pe fratele său, de ce faci așa ceva? Ălaltul îi spune, dar ce vrei să mă rezolvi și pe mine? Dintr-o dată și-a dat seama Moise că ăștia știu și vor afla, vor face cumva dreptate. O luat și-o plecat încă 40 de ani în Egipt, în Madian, spune Scriptura. Din Egipt în Madian a plecat. Cu știrea lui Dumnezeu, bineînțeles. Dar de ce oare Dumnezeu nu l-a putut folosi la 40 de ani? Era legat, frații mei. Legat de aptitudinile lui, de cât de deștept era el, cât de capabil era el. Vă dați seama la nervii lui și la stilul lui de bătaie pe care o cunoștea. Evreii, dacă veți citi toată Biblia, și cu Moise în mijlocul lor, și cu stâlpul din nor și stâlpul din foc, în continuu erau niște oameni care enervau. Erau încăpățânați. În continuu enervau. În continuu comentau cu ceva. Ori dacă era lăsat Moise liber în mijlocul lor, nu li trebuie 40 de ani să dispară. Îi rezolva Moise într-un an, doi, pe toți. Și pustiu, nisip în pustiu era suficient, el era specialist la îngropășiuni în pustiu. Ca atare nu trebuia. Și atunci Dumnezeu să nu dă poporul ăsta pe mâna la ăsta, să enervează din doi timp și trei mișcări și la cât știe el de bataie, îi omoară pe toți. Ia să-l duc eu la școală. Și-l duce la școală și-l pune să șadă 40 de ani cu socul în casă. După ce șade de 40 de ani cu socul în casă, devine cel mai blând om de pe fața pământului. Da, frații mei. Nu văd altă școală, că nu l-a pus socrusul să învețe alte limbi, să... Nu, faptul că stă cu socrusul și paște oi toată ziua, când vine Dumnezeu să vorbească cu el la vârsta de 80 de ani, n-are oaia lui, n-are firma lui de oierit, n-are ceva acolo să inițieze, ceva să spună, băi, cașul ăsta cu sigla asta e făcut din noi, de oile astea care îmblă prin pustiu așa. Nu, n-are nimic, efectiv. Dar școala lui Dumnezeu a prins. Cu plictisul ăla, cu rutina aia, cu oi în fiecare zi, cu socrusul, cu nevasta, cu cumnatele, cu asta, rutina asta o prins. Știți când te aduce Dumnezeu în biserică, nu te aduce neapărat să cânți în continuu. Să mai asculți și pe altul cum cântă.
Te aduci în biserică, nu neapărat să predici tu în continuu, să mai asculți și pe altul cum predică. Te aduci în biserică să mai vezi cum se bâlbâie cumva, să te aduci aminte și tu te bâlbâiei cândva, să mergi la el să-l încurajezi, băi, treci, bâlbâiala e acum la început din cauza stresului, dar treci. Și ăla spune, eu cred că nu mai treci la mine, stai liniște că treci. Nu te aduci numai în continuu să fii vioara numărul 1. Te aduci în biserică ca în timpul respectiv, împreună cu frați și cu surori, să stai în părtășia aceasta, pentru că Dumnezeu dezvoltă ceva unic. După încă 40 de ani, Dumnezeu îi dă testul lui Moise. Și pe când evreii l-au enervat pe Moise la culme și pe Dumnezeu i-au enervat, Dumnezeu vine și îi spune lui Moise, Moise, dă-te la o parte. Dă-te la o parte. Pe ăștia astăzi aici, în pustiul ăsta, îi nimicesc pe toți. Și Moise știa că Domnul poate face și din tine voi face un neam mare. Nu se vor mai numi izraeliți, ci moisiști. Pentru că va fi neamul tău de acum. Toată istoria va ști de copiii tăi, de nepoții tăi, de stră-stră nepoții tăi. Tu vei fi un neam mare. Și dacă la 40 de ani venea propunerea asta lui Moise, spune, Doamne, nu trebuie să-i termin tupitos, mă ocup și eu de restul. Nu, te ajut eu în direcția asta. Ba chiar îmi face mare plăcere să iau și sarcina ta, dacă îmi dai puterea aceasta. Eu rezolv. El te la 80 de ani vine și spune, Doamne, stau între tine și poporul ăsta, decât să-i pierzi pe ei, mai bine scoate-mă pe mine din cartea vieții. Și dintr-o dată Dumnezeu vede, s-a meritat 40 de ani la oi și în casă cu soctul, nu-i așa? Noi nu vedem. Noi ne uităm după cifra de afaceri, noi ne mai uităm câte limbi au mai învățat, noi ne uităm câte școli au mai terminat, câte doctorate și masterate au luat. Nu au luat nimic, au stat numai la oi, dar și-au dezvoltat ceva unic, care a făcut din el un lider. Du-te astăzi în lume, întreabă și întreabă un evreu care e cel mai mare om al lor. Și răspunsul lor, fără să gândească mult, este Moise. Iubiții mei, când te aduce Dumnezeu într-o asemenea climat, nu te gândi că în continuu ai ceva de făcut. Te ține Dumnezeu câteodată să te odihnești. Te ține Dumnezeu să înveți. Dezvoltă în tine niște abilități de care îi trebuie lui Dumnezeu. Și lucrurile acestea le ai în poporul Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Prima valoare pe care trebuie să o avem la noi, mă uit la ceas. Prima valoare pe care trebuie să o avem la noi la sfârșit este încrederea sau credința în acțiune, care se păstrează printr-un cuget curat și prin rugăciune. Caută frați care să se roage pentru tine. Caută frați pentru care să te rogi. Adu înaintea Domnului cerințele tale, că Dumnezeu este Cel ce îi poate menține în credință și să nu-și piardă credința. Doamne ajută! A doua valoare pe care vreau să o subliniez în seara aceasta este cea prezentată de Apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 2, cu versetul, să începem de la versetul 6. El, Hristos, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însăși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Amin. A doua valoare pe care ne-o dă Dumnezeu este mântuirea. Atenție, frații mei! Pentru mântuirea aceasta, cum spunea autorul epistolei, că trebuia așa de mare, pentru mântuirea aceasta a venit Iisus Hristos să plătească. Și prin credință în jertfa Lui ispășitoare, oricărui om care crede în Iisus Hristos și în faptul că a murit pentru păcatele Lui, Dumnezeu îi oferă mântuirea, ceea ce căutau oamenii de-a lungul timpului. Unii se flagelau,
Unii dintre ei făceau lucruri care greu ți imaginezi, ca să poată fi odată mântuit. Nu, Dumnezeu vine și oferă credinciosului de la început, nu după ce performează în pocăință, nu după ce arată când într-adevăr e credincios, ci de la început, oricărei tinere și tânăr, bărbați și femeie, care îl acceptă pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, ca izbăvitor, ca cel care a murit pentru păcatele lui, îi oferă mântuirea, salvarea, slăvit să fie Domnul. Așa că știm sigur că dacă cineva în apa botezului îl mărturisește pe Domnul Iisus și în timp ce e cufundat în apă, are atac de cord, noi știm că este mântuit. Păi dar nu are nicio zi de pocăință, nu a făcut nicio faptă, poate nu a terminat și nicio rugăciune complet, așa după noi. Nu, nu, mântuirea se oferă prin credința în Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Dar dacă după botez mai trăiești o zi, tu trebuie să-ți duci mântuirea mai departe. Dacă mai trăiești o lună, tu trebuie să te duci. Nu ți-o duc îngerii, nu ți-o duce păstorul, nu ți-o duce Iisus Hristos. Tu trebuie să te duci până la capăt. Și de aceea spune Scriptura, ea până la capăt poate fi dusă doar într-un anumit context. Există foarte mulți oameni care spun, mântuiți, slăviți să fie Domnul, am siguranța mântuirii. Ok, e bine, e biblic să ai siguranța mântuirii. Problema este această siguranță a mântuirii, poți să spui că o ai și că o duci mai departe? Pentru că după textul biblic se poate constata că mântuirea poți să o lași pe traseu. Poți să o lași undeva. De aceea spune să ți-o duci până la capăt. Că dacă oricum e pistocul tău, devine parte din tine, tu mergi până la capăt, ea e acolo. Nu, nu. Mântuirea la un moment dat o poți uita. De aceea spune Scriptura că climatul în care poți duce mântuirea corespunzător până la capăt este cu frică și mai cu ceva. Hai cu frică mai înțelegem noi, dar cu tremur? Asta înseamnă o teamă să nu o pierd. Asta înseamnă, frații mei. Păi să apucă oamenii să mă, hai să mergem, să rupim adunarea, să facem mai, hai că ce că ăștia sunt firești, ceilalți sunt firești, cu tare, că au slăbiciuni. Cine n-are slăbiciuni? Cine n-are păcat? Spune Biblia, cine zice că n-are păcat este un mincinos. Bun, dar mergem pe baza Bisericii lui Iisus Hristos că ne convine să rupim hainele pe ea, ne convine să o lăsăm șchioapă, ne convine că dorim Biserica lui Hristos. Dacă era vorba de copilul meu, eram pretențios. Dacă era vorba de mine, dar dacă e de biserică, nicio problemă, vorbim de rău cât se cuprinde. Ori, frații mei, când Dumnezeu ne-a dat mântuirea, ne spune că ca să o poți duce la bun sfârșit, trebuie să o duci cu frică și cu tremur. Câteodată le mai spun la frați, am văzut acele vaze de chinezești din porțelan care costă o grămadă de bani. Dacă cineva ți-ar face un cadou, o vază de aia de vreo 50.000 de euro, ți-o face cadou. O pui în casă la tine undeva și aude un frate de aici din Kaffenberg și spune, băi, am auzit că ai primit un cadou așa deosebit, o vază de aia, nu mi-o arăți și mie. Și tu nu-i spui la un copil de tău 5 ani, du-te și ia vaza aia de-o toartă și adu-o pe grese, pe trepte, adu-o să o vadă și nenea. De ce? E doar 50.000 de euro, nu? Te porți cu foarte mare gingășie cu vaza aia, până apunci să o vinzi, să o dai, doar nu o să o ții, să puteți să dai tu cu aspirator peste ea. La un moment dat, s-o dus banii, s-o dus și alalte. Pentru că e atât de scumpă, nu tu pui copilul să o ducă pe trepte. Bun, cu mântuirea asta te prezinți la adunare generală. Cu mântuirea asta te prezinți la alegeri. Cu mântuirea asta te prezinți la împărțitul moștenirii părinților. Cu mântuirea asta te duci când se împarte premiile la locul de muncă. Cu mântuirea asta te prezinți când șeful face mișto din tine. Cu mântuirea asta te prezinți în adunare când cineva face vreo ofensă. Ce faci? O legi jos sau o duci în continuare? Că mulți au lăsat-o jos, sunt niște tupeiști în adunare, n-ai treabă cu dânsă. Pentru că oricum au lăsat-o jos, el n-are și pierde acum. De el visează că într-o zi Dumnezeu îi va da răsplătire că o dată în cap la toți. Frații mei, v-aș ruga tare mult. De aceea spune Biblia cu frică și cu tremur. Verifică-ți inventarul, ai mântuire la tine și dacă ai lăsat-o undeva, du-te repede și o ia că e a ta. Și cu scumpătate, cu frică, cu tremur, pe vârful picioarelor, du-ți mântuirea asta că nu ți-o duci nimeni. Du-ți-o până la capăt. Unii împrejurul tău te vor bajocori, alții te vor lăuda. Tu du-ți mântuirea până la capăt. Ai grijă să ajungi la capăt cu ea, pentru că asta va verifica Domnul. De-aia ți-o dat-o, să o duci până la capăt.
Al doilea aspect cu care poți să-ți duci mântuirea până la capăt și foarte important în comunitățile noastre, spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, capitolul 24, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Adică, domnule, răbdare nu numai la început de an, răbdarea nu-i numai când îmi convine mie, răbdarea e până la sfârșit. Ca atare eu trebuie să-mi dezvolt aptitudinea răbdării în mod constant, ca să pot răbda până la sfârșit, că nu mi-ajută la nimic să ajung la final aproape, dar să mă enervez cu 2 metri înainte, să trântesc cu toată pocăința, cu slujirea, așa că așa ceva nu se mai poate. Mi s-a făcut o dedreptate extraordinară, nu sunt comitet, nu sunt ordinat, ăștia-ți bate joc de mine, de familia mea, nu are afașe, frații mei. Noi n-avem contract cu comitetele, cu păstorii, cu oamenii, noi avem legământ cu Domnul. Până n-ai ajuns la El, nu te aștepta la răsplătire. Până n-ai ajuns la El. Ceea ce avem noi pe pământ sunt niște forme care să punem putere în mâna unor oameni sau drepturi în mâna unor oameni să nu se abuzeze de ele. Dar sunt anumiți oameni puși acolo. N-are dreptul nimeni. Noi nu slujim Domnului după ochii fraților și după părerea lor. Noi slujim Domnului că ne ducem mântuirea până la capăt. El merită asta. Eu nu merit ca voi să fiți seara asta la adunare. Nu merit. Nu merit ca în seara asta să fi cântat corul așa de frumos. Nici eu și nici voi. Dar toate astea se fac pentru că merită Iisus Hristos. Orice predică e făcută pentru El. Orice prezență e făcută pentru El. Bun. La un moment dat ăștia din prejurul nostru ne jenează, ne incomodează, ne ofensează, se scarpină din noi și din familia noastră. Bun. Majoritatea dintre noi știi ce facem? Ne păzește Domnul copiii la plecare și la venire, ne binecuvintează, are grijă de viața noastră. Știți pe cine ne răzbunăm noi când ne-a enervat un fir de praf ca virgelneagul? Pe Domnul. Că dacă eu mă duc și mă iau de voi, voi nu mai cântați. Îl pun pe fanii să cânte și nu mai cântă. Că l-am enervat eu, l-am supărat. Băi, frate, Daniel, dar știi ce mi-a zis fratele Virgil? Băi, dar când te-am pus să cânți, te-am pus să cânți lui fratele Virgil? Te-am pus să cânti comitetului? Nu, să cânti Domnul Iisus. De ce n-ai făcut-o? Dar m-a enervat. Pe cine te răzbun tu? Și asta o facem des. Când ai legământ cu Domnul, începi să-i slujești Lui. Și chiar dacă ești bătut de frații tăi, continui să-L lauzi că El merită. Că nu o să ajungem la nivelul ăsta de răbdare. Că suntem în stare pentru orgolii noastre, mai plasăm și niște descoperiri, să ne gândim la ruperea bisericilor și să terminăm familii, să rupem familii. Nu e altceva, nu e lucrarea Domnului, e orgoliul nostru. Pentru că nu putem răbda, frații mei, nu putem răbda. Se pune întrebarea când va veni o ispită mai mare, o încercare mai mare, cum îți mai duci mântuirea la capăt dacă numai ceea ce au venit, niște vorbe, te-au descumpănit și ți-ai pierdut echilibru, aproape să nu mai vii, aproape să nu mai ai părtășie, mulți lipsesc de la adunare, nu mai vin, dar speră că într-o zi vor avea o răbdare atât de puternică că își vor duce mântuirea până la capăt. Frații mei, aici ne cizelăm răbdarea. Răbdarea nu vine în urma unui ceai. Vă dau la urmă la toți un ceai și dintr-o dată v-a crescut nivelul de răbdare. Nu, nivelul de răbdare crește în urma încercărilor. Necazul aduce răbdare, iar răbdare aduce biruință în încercare. De ce? Pentru că răbdarea aceasta este o aptitudine care crește odată prin momentele conflictuale, cu depresiune prin care treci. Ca atare, dacă ești într-un asemenea moment, nu te gândi că cineva face mișto. Nu te gândi că cineva. Gândește-te că Dumnezeu vrea să-ți ridice nivelul de răbdare, că nu știi ce te așteaptă în viitor. Îi apreciem pe oamenii în vârstă. Îi apreciem pe oamenii care au avut greutăți pentru calmul lor. Dar credeți că la început a fost așa? Știi cum lițăreșul lor țandura la început? Dar au trecut prin încercări, prin probleme, prin copii neascultători, prin boli, prin suferință, prin necazuri. Și acum când te duci la el, frate, dar noi trebuie să rezolvăm. Stai așa calm. Hai să ne rugăm prima dată. Hai să cerem înțelepciunii de la Domnul. Că noi greșeli putem face câte vrem și avem timp să le facem. Dar hai să cerem lumină. Dintr-o dată te uiți la el așa, e altfel, Domnule, e altfel față de mine. Are răbdare, ceea ce eu nu am. Încercările fac ca răbdarea să crească. Nu vă mai plângeți că aveți necazuri. Crește răbdarea.
priviți-o cu o latură bună, pozitivă. Și mai ales în biserică, unde ajungi la un moment, vezi că cineva se scarpină de tine, nu lua că cineva are ceva cu tine. Îi spui simplu, frate, văd că te-a trimis Domnul să-mi crești nivelul de răbdare. Dumnezeu să te întărească. Și mergi mai departe. Fă-te că te-ai prins. S-ar putea chiar și pe loc să scadă nivelul de încercare. De ce? Pentru că oamenii își dau seama, dar dacă o privești așa, vei privi viața cu alt ochi, vei vedea că ai de dus o mântuire la capăt și o vei face cu pasiune, în teamă de Domnul și răbdare. Ultimul aspect pe care vreau să-l subliniez, frații mei, care trebuie să te duci până la capăt, este sfințirea. Spune cuvântul Domnului în 2 Corinteni, capitolul 7, cu versetul 1, în felul următor. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe prea iubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt. Este drept că Dumnezeu este Cel ce ne sfințește prin Iisus Hristos, dar dorește și noi să ne sfințim. Este o sfințenie delegată pe care ne-o dă Domnul prin credință, prin încrederea pe care o avem în El, ca să ne asculte rugăciunile, pentru că suntem socotiți sfinți, Dumnezeu ne ascultă rugăciunile, ne sfințește copiii, ei sunt considerați sfinți de Domnul, tocmai din cauza credinței pe care o avem în El. Ne primește cântările de laudă, pentru că ne socotește sfinți. Însă Dumnezeu ne cheamă nu numai să fim sfinți, să ne socotească sfinți, ci să trăim în starea aceasta. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în 1 Epistola Apostolului Pavel către Corinteni, versetul 1 și 2, spune așa: Pavel, chemat să fie apostol al lui Iisus Hristos prin voia lui Dumnezeu, și fratele Sosten, către biserica lui Dumnezeu care este în Corint, către cei care au fost sfințiți în Hristos Iisus, chemați să fie, deci ai fost sfințit și ești chemat să fii sfânt. Foarte mulți frați, măi, Domnul mă socotește sfânt. Bine, te socotește, dar te cheamă și să fii ceea ce te socotește. Dumnezeu ne dă dreptul să ne facem copii al lui Dumnezeu. Dar Domnul Iisus Hristos ne spune, faceți în așa fel încât nu numai să vă numiți, ci să și fiți. Nu discutăm mult de treaba asta. Că noi vorbim doar de faptul că ne auto-legitimităm cu copila lui Dumnezeu. Însă Domnul Iisus Hristos spune foarte clar în Biblie că trebuie să ne ridicăm la un anumit nivel. Nu numai declarativ, în fața altora, suntem copii al lui Dumnezeu, lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El, ci efectiv prin felul nostru de trai, nu numai să ne numim, ci să vadă lumea că chiar suntem. Și de aceea există un pasaj foarte frumos pe care nu pot să trec pe lângă el, să ratez în seara asta. Vă citesc din Sfânta Scriptură, din Matei, capitolul 5, versetul 44. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc și rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și vă asupresc și vă prigonesc. De ce? Versetul următor. De ce? Ca să fiți, până aici te numești. Mă numesc copilul lui Dumnezeu, dar dacă îl prind pe ăsta la colț, iar arăt eu ce înseamnă să faci mișto de mine. Discut eu cu el. Bun, răzbunarea de unde-i? Disprețul de unde-i? Bun, mă numesc copilul lui Dumnezeu. Dar ferească Dumnezeu să ai de-a face cu unul care se numește copilul lui Dumnezeu, că efectiv stai și te numești, păi, dar de ce se numește ăsta copilul lui Dumnezeu? Că nu-i. Ori Biblia vine și spune, dacă vă numiți copii al lui Dumnezeu și recunoașteți pe Dumnezeu ca Tatăl, uite la natura Lui și fii un fiu al celui prea înalt. Nu-i ușor, dar de aia ni se dă Duhul Sfânt. Nu ni spune, descurcați-vă, nu. Vă dau a treia persoană din divinitate ca să puteți trăi la nivelul ăsta. Și vă dau nu la nivel familiar, unul din familie are, restul vă luați după el. Nu la nivel național, unul din națiunea voastră are, restul vă luați după el. Nu, vi-l dau la nivel personal să vă călăuzească a treia persoană din Dumnezeire, să vorbiți cu el, să fiți călăuziți și să umblați călăuziți de el. De aceea poți să fii, nu numai te numi, ci fii. Doamne ajută, frații mei! La asta recurgem noi și dorim. Ori sfințenia are de-a face cu lucrul ăsta. Mă numesc copil al lui Dumnezeu și vreau să devin. Pentru a deveni copil al lui Dumnezeu, primul lucru este să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului. Aș vrea să vă spun, stimații mei, noi nu avem un hard disk, așa vorbesc în termeni IT, un hard disk nelimitat,
că e de 1 terabyte sau de 2 terabyte, este o cantitate de informații care o pui acolo. În mintea noastră, în viața noastră, există doar putere limitată. Din pricina puterii limitate, ca să poți primi lucruri bune care le înveți seara asta, trebuie să mai scoți din barcă să dai peste bord. Trebuie să mai scoți informații să dai peste bord. Trebuie să lepezi răutate, clevetire, alte lucruri, ca să poți primi har, adevăr, sfințenie, curăție. Trebuie să dai. Dacă nu faci asta, ai să vezi, cuvântul n-are nicio valoare. Vine la barca ta, care e plină cu tot felul de jucării, nimicuri, care îți plac, le ai pe acolo așa, le ai în zonă. Și vine cuvântul lui Dumnezeu etern să intre acolo. Nu, că n-am loc, trebuie să stau eu cu astea pe aici, le am așa. Și azi mâine vezi că vii la adunare, păi cum a fost? Fă fain, fain a fost. Păi dar ce a vorbit ăsta? Nu știu, dar a fost fain așa. Mă duc acasă, am chestiile mele, merg acolo. Deci azi, mâine, poi mâine, cuvântul n-are nicio putere asupra ta. La un moment dat, Dumnezeu spune totuși, curăția trebuie să facă. Pac, te simți rău, te doare ficatul, te duci analizele rele, trebuie să ești internat, să ești suspect, numai când vine cuvântul suspect. Așa de, cu tare oare de și suspect. Și începe la un moment dat, acolo pe pat de spital, Doamne, aveam eu niște chestii, niște jucării, așa, de azi le dau, nu mai... Le dau, nu mai dau, dacă suspect, le dau la o parte, nu mai vreau alea, mă pocăiesc de alea, le dau pe alealte, le dau cealaltă, hotărâni noi, să iau, să aruncă de peste bord, așa, la viteză, în momentul respectiv. Trece o bucată, te simți mai bine, vii la adunare prima dată. Să vorbește cam aceleași lucruri. Păi, dar și interesant vorbește omul ăsta. Înțeleg. De ce? Cuvântul intră în barca ta, în mintea ta, pentru că este loc. Înțelegi? E palpitant. Câtă vreme ai ocupat cu a tale, nu îi palpita nimic, te plictisește, de fapt. Efectiv, ești comentator muzical și literar. De ce? Pentru că barca ta, mintea ta e plină. Ori când începi să curăți de acolo, să dai de acolo, începe cuvântul să intre și spune cuvântul Domnului și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi care vă poate mântui sufletul. Dacă să-l primești, să ai unde. Dar dacă tu ești plin, știi tot, cunoști tot și nu curăți din viața ta, cuvântul n-are putere. Și de ce există plictis? Oamenii care tot se sfințesc, se curățesc, totdeauna bă, ce idee nouă mi-a dat Domnul, ce cuvânt extraordinar mi-a dat Domnul. Ai prins ideea? Care? Bă, tu ai așa? Nu am prins nimic. De ce? El e cu barca full, e plină, de-ale lui. De aceea e important când vii înaintea Domnului, leapădă anumite lucruri, aruncă-le. Oricum le vei arunca, dar e mai bine decât un pat de spital, decât în mijlocul unui accident, decât în mijlocul unei crize financiare, e mai bine să le arunci tu singur înainte de slujbă. Doamne, astea nu sunt lucruri. Spune Scriptura că ai capacitate să faci diferența între lucrurile de seamă, de valoare și cele fără de valoare. Lucrurile fără valoare, aruncă-le peste bord, curățește-le, îndreaptă-le de la tine. Mai cere-le fraților să te ajute. Știți cât de mult te ajută frață în domeniul ăsta? Nici nu trebuie să-i retribui. Nu trebuie să-i spui, uite, vă dau un premiu, vă dau un salariu. Nu spui doar atât, băi, eu vreau să mă pocăiesc, vreau să trăiesc în sfințenie. Observați ceva greșit la mine, veniți să-mi spuneți. Ăla nu mai doarme noaptea, stă cu ochii pe tine. Și atenție, nu-l plătești. Nu-l plătești, stă cu ochii pe tine. Aude că ai împrumutat niște bani, se interesează cât o împrumutat. Ce-o dat la timp înapoi? Păi, o întârziat o zi. Nu-i corect, el predică. Am auzit că ai împrumutat niște bani, da. De ce ai întârziat azi? Că să vezi, te rog frumos, fii cinstit, fii cu tare. L-ai rugat numai așa și el ți-o căuta ceva. V-aș ruga tare mult, frații mei. Eu le-am spus la frați, m-am prezentat la Dumbrăveni, acum avem 1300 de membri, avem după pandemia asta, au apărut din afar o grămadă, și le-am spus foarte clar, frații mei, eu chiar vreau să mă pocăiesc. Dacă observați ceva greșit la mine, la casa mea, la felul meu, vă rog frumos să-mi spuneți, vreau să ajung mântuit și voi la fel. Nu mă lăsați așa, mă duc spre o prăpastie și voi râdeți. Ia să vezi pățește asta acum. În sfârșit, vezi pățește. Nu, că nu e ok. Că în momentul când mă vaiet eu și am căzut eu, toată lumea suferă de asta. Nu vă ajută la nimic. Dar dacă vedeți ceva, spuneți-mi înainte. Știți că am oameni care numai treaba lor îi zbate. Noi mi-ai împrumutat bani din nicăieri, numai cu tare ceva. Vrem și noi ceva, informații. Îți doriți așa să vadă pe unde mă duc eu, ce mai fac, cu tare, ce am mai vorbit, ce mai... Îți atenți la mine. Știți cât mă ajută pe mine oamenii ăștia? Extraordinar de mult.
Știu că cineva e pe urmele mele, știu că la un moment dat trebuie să dau socoteală cuiva. Și nu e o autoritate, e un frate de-al meu. Că spune, frate, eu mă rog pentru dumneata, dar vreau și în domeniul ăsta să am parte. Pe lângă că mă rog, vreau să știu sigur că dumneata ești în mâinile Domnului. Știți că mă ajută? Multe din lucrurile pe care le mai aveam eu așa, am scăpat de ele. Pentru că după mine era bine, că-s limitat din punctul ăsta de vedere. Probabil v-am spus la o altă slujbă, închei cu gândul ăsta, când am început eu să predic împreună cu alți colegi slujitori, plecam prin niște biserici care ne primeau să putem noi vorbi. Vorbeam cam un sfert de oră fiecare, eram vreo patru. Vorbeam cam un sfert de oră fiecare. Și știu că la un moment dat eram așa și predicam și l-am văzut pe ăilalți trei cu hârtiuță în mână, tot notau. Pare mi se v-am mai spus eu asta, dar important de spus încă o dată, pentru că contează să știți lucrul ăsta, să-i aveți cu hârtie, chiar m-aș bucura să luați hârtiuță la dumneavoastră. Să notau ceva acolo. După ce am terminat predica, m-am dus la ei și am întrebat, ce idei grozave ați notat voi la mine? Și unul dintre ei îmi spune, frate Virgil, într-un sfert de oră, dumneatale, în timp ce ai vorbit acolo, ai spus 24 de ori fiindcă, fiindcă, fiindcă. Altul spune 25 de ori, cam 25 de liniuți trasă. M-am dat seama că și s-o ocupau ei. Dar eu nici într-o grijă n-aveam de câte ori spun eu fiindcă în timp ce vorbim. Și așa eram stresat. De câte ori spun eu de fiindcă? Cine numără astea? Dar ei ce să facă, prietenii mei? Ce să facă? Următoarea dată unde am plecat, ăștia iară cu urtiuțele mele. Eu am început, frații mei, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat și uite așa am schimbat macazul. Cine m-a ajutat? Frații mei. Probabil și astăzi predica umpleam cu fiindcă. Dacă nu erau ei. Bine, acolo a fost fiindcă. În altă parte a fost o glumă. În altă parte a fost o expresie. În altă parte a fost și frate Iisus, frate, vezi gluma asta, poate fi interpretată și altfel. Uite, eu nu m-am gândit la asta. Uite cum poate fi. Chiar. De momentul l-am scos-o. Gândul ăla l-am scos. Ideea am scos-o. De ce? Eu nici nu mi-a trecut prin cap. Dar oamenii ei au venit și au spus, dumneatale, porți cuvântul Domnului. Ai grijă, chiar dacă este o parabolă, nu se potrivește acolo. Mulțumesc frumos, frații mei. Dacă le-am scos pe alea, mai am și de scos. Vă rog frumos, vegheați asupra mea. Doamne ajută! Asta înseamnă sfințenie, frații mei. Fii într-o adunare cu frații tăi și îi spun, știi, uite, văd în domeniul ăsta, cred că ar trebui, mulțumesc, frate, că n-ai, mai verifică-mă, fii atent. Și uite așa împreună mergem și la sfârșit de cale, frații mei, o să pierdem prieteni, o să pierdem casă, o să pierdem bani, o să pierdem o grămadă de lucruri în viața asta. Dar să nu pierdem încrederea în Dumnezeu, să nu pierdem mântuirea și să nu pierdem sfințirea. Toate să le ducem până la capăt. Amin.